Investițiile nu sunt pentru oia cu venituri mici. Trebuie să ai bani dacă vrei să apelezi la fonduri de investiții, ca să joci la bursă, la fel trebuie să ai bani sau informații din interiorul companiilor sau să ai studii în domeniu. Am auzit lucrurile astea de la prieteni foarte apropiați și totul sunt niște mituri, că nu, chiar nu este așa. Încercăm astăzi să aflăm ce este fals cu domnul Aurel Bernat, director general la BT Asset Management. Bună ziua, domnul Bernat! Cred că le-ați auzit și dumneavoastră de multe ori, nu? Bună ziua, te salut, Florin. Da, așa e, se mai aude sub formă de mit această mențiune. Nu pot să spun decât că nu cred în el și dăm toate motivele pentru care să nu fie așa. Acum o să vă pun așa o primă întrebare, asta mai de deschidere, așa. Economisirea este doar pentru persoanele care au venituri mari? Considerați lucrul ăsta ca fiind adevărat? Eu aici nu aș face nici măcar o deosebire între persoane, între venituri mici, medii, mari. Până la urmă, funcționează mai mult pe considerentul că fiecare, în funcție de venituri, are și niște cheltuieli. Acum, modul în care ne gestionăm cheltuielile depinde de fiecare din noi. Ca urmare, nu cred că pentru a începe să devii investitor sau a economisi, trebuie neapărat să ai sume considerate ca fiind ridicate. Putem începe cu sume mici. Fiecare din noi să economisim și, în general, să economisim prin produse ușor accesibile și care nu aduc riscuri. Așadar, răspunsul meu este în mod absolut și cu întreaga convingere, nu depinde de veniturile pe care avem, faptul că economisim sau nu. Hey, atunci am o Dacă întrebare vrei, legată de dai, nu chestia te asta. Dacă eu nu am un salariu de 5.000 de lei, ci doar de 3.000 de lei, da? Mă pot gândi la economisire? Și dacă da, cum să procedez? Cum fac? Oricine se poate gândi la economisire și cred că ce e mai important decât atât este să ne gândim de tineri să economisim. Pentru că, așa, uitându-ne puțin în jur, vedem foarte, foarte multe discuții legate de partea de pensii, pensionare și așa mai departe. Cred că cel mai important lucru este să ne dăm seama că cu cât economisim mai devreme, cu atât ne va fi mai ușor și să trăim mai ușor și mai bine către finalul carierei noastre. Acesta e, de fapt, lucru cel mai important. Să începem de la o vârstă fragedă, să punem deoparte, să ne educăm copiii să economisească, să ne educăm familia sau pe cei din jurul nostru să economisească și dacă acest prim pas este făcut, restul curg. Economiile, în primul rând, înseamnă bani puși deoparte, cu regularitate, lună de lună. Cum vă spuneam, nu neapărat în sume ridicate, ci mai mult ca obișnuință. Deci cu 3.000 de lei aș putea să pun ceva deoparte ca apoi să investesc, nu? Adică ar fi de fapt produse care să mă ajute să fac asta, nu numai depozite bancare sau să schimb eventualii bani în euro, na, dolar sau na, orice altă valută. Florina, e să ne uităm puțin la raportările. La raportările oficiale, 3.000 de lei se apropie de nivelul salariului mediu pe economie în România în momentul de față. Așadar, m-aș aștepta ca, într-adevăr, la zona aceasta de venituri deja să existe o economisire substanțială. Substanțială ca procent și nu ca sumă absolută. Deci, la genul acesta de venituri ar trebui să avem un mod obligatoriu și o componentă de economisire, fiecare dintre noi determinându-și un anumit nivel. Dar cu siguranță avem nevoie de plasa aceasta, pentru că și dacă ne uităm din nou în jurul nostru, vedem în ultimele luni o realitate puțin diferită față de cea cu care eram obișnuiți, motiv pentru care siguranța aceasta trebuie să o avem fiecare dintre noi. Într-un interviu anterior, înainte de dumneavoastră, cu domnul Jean Pricop, a venit dumnealui cu un exemplu cu fotbalul, că este în investiții ca în fotbal. În sport, în general, este nevoie de disciplină. Ce înseamnă disciplină când vine forma de investiții? Îți dau dreptate ție și colegului meu, Jean, așa este. În primul rând, tot din sport, dacă ar fi să spun, uitându-mă și la copiii mei care încep să facă sport de performanță, e nevoie de determinare în primele momente. Trebuie să ne hotărâm și să fim determinați că dorim să economisim. Pe cât determinarea aceasta e mai mare,
o vom transforma într-o obișnuință și când vom deveni într-adevăr sportivi, dacă tot e să facem referire la sport, obișnuința ne va ajuta. Determinarea e importantă și cred că dintr-o discuție simplă cum o avem noi acum, putem oricare din noi să devenim hotărâți că economisim. Important este să ne țină pe termen lung. Hai să nu economisim mai mult decât ne-am putea permite, pe ideea că punem deoparte mult în primele luni și obosim ca sportivi ai economisirii. Nu asta e ideea. Ideea e să faci anduranță. Eu însumi, de exemplu, alerg. Alergarea, mai ales la distanțe mari, înseamnă că începi într-un ritm care nu te obosește și care după aceea te fericește pe termen lung. Exact asta trebuie să facem. Să simțim că depunem niște sume modice la început și că avem plăcerea economisirii și a faptului că se adună. E foarte important când economisim să ne uităm la soldul pe care îl avem. Căci în timp se adună dobânzi, se adună câștig, depinzând de modalitatea prin care facem economisirea, și în cele din urmă vom simți acea bucurie a faptului împlinit. Așa e și în sport, așa e și cu economisirea. Deci, până la urmă, ce este mai important și cam care ar fi ponderile dintre resurse și disciplină? Cred că disciplina e mult mai importantă decât resursa. Și mulți dintre noi, dacă ar fi să judecăm realitatea și ne uităm la noi înșine, putem să zâmbim pe acest răspuns al meu, pentru că e valabil pentru mulți. Nu neapărat veniturile mai mici ne opresc din economisire, ci obișnuința de a cheltui atunci când ne cresc veniturile. Așadar, trebuie în primul rând să fim obișnuiți să economisim, și cam 80% din pondere, iar cei 20% sunt reprezentați efectiv de componenta de bani și de volumul banilor intrați. Și având în vedere că se spune, na, ok, economisi pe termen lung, cam în cât timp se construiește așa o investiție? Economisirea aceasta de termen lung, în primul rând, hai să definim termenul lung. Da. Dacă ne uităm la 6 luni de zile, nu e un termen lung. Dacă ne uităm la un an, doi, nu e un termen lung. Termenul lung pentru economisire, în mod evident, depășește ideea de 5 ani și dacă o facem pentru bunăstarea viitoare, ar trebui să ne uităm poate la 5-10 ani în viitor. În zona aceasta a gândirii de 5 ani, 10 ani, chiar are sens, tot sensul din lume, să privim dobânda compusă. Pentru că faptul că noi economisim astăzi la o rată de 3%, 4%, 5%, indiferent de modalitate, compunerea acestei dobânzi în timp ne aduce la niște venituri generoase din dobânda acumulată și nu neapărat din efortul financiar depus. Termenul lung, din punctul meu de vedere, se rezumă la te uita nu la situația ta actuală și previzibilă pentru următorii ani, ci pe un termen mai lung, 5-10 ani de zile, căci de asta vorbim despre economisire. Deci 50 ani ca să vedem cum, de fapt, cum a performat investiția noastră, nu? Am înțeles bine. Foarte important aici vreau să-ți menționez, depinde dacă noi ne uităm acum și vorbim strict de fondurile de investiții pe care le administrăm sau în general ideea de economisire. Dacă ne uităm la ideea de economisire, da, termenul lung acesta este. Dacă ne uităm la fonduri de investiții, acolo sunt diverse categorii de fonduri. Sunt fondurile de venit fix, obligațiuni, titluri de stat, depozite bancare, unde raționamentul este exact același cu al economisirii, și alt gen de fonduri, care sunt fondurile de acțiuni. E, la fondurile de acțiuni, în funcție de implicarea noastră sau de cum simțim piața, putem profita pe termene mai scurte de anumite oscilații ale ei. Dar una peste alta, eu aș îndemna în primul rând lumea, prietenii, colegii, pe absolut oricine cu care ne intersectăm, inclusiv prin intermediul emisiunii voastre, să se gândească la acel termen lung, că e mai sănătos. Fluctuații de moment pot exista, importante sunt țintele de termen lung. Că a spus acum de fluctuațiile de moment și suntem momentan și într-o criză. Ce facem dacă a performat slab investiția asta a noastră? Așteptăm, renunțăm, diversificăm, creștem sumele? Ce facem în general? Ce ar trebui să facem de fapt? Asta cred că e o întrebare extrem de importantă, pentru că există acel proverb că cumpără ieftin și vinde scump. În general, deși știm cu toții despre subiectul acesta, nu ne ținem de acest proverb.
Avem sentimentul că atunci când este o corecție sau o criză în piață, ne va afecta în mod direct și ne este teamă. Perfect de înțeles. Ca răspuns la întrebarea ta, eu aș spune că sunt doar două soluții. Una dintre ele este să îmi păstrez deținerile așa cum sunt și punct. Și a doua este să îmi păstrez deținerile și să-mi urmez obișnuința. Dintre cele două, varianta a doua este, din punctul meu de vedere, câștigătoare. Îmi păstrez deținerile și obișnuința de a economisi atâta timp cât îmi permit. Pentru că momentele de criză, și aici ne referim la zona de fonduri de acțiuni, să nu uităm că ne aduc prețuri atractive. Iar faptul că într-o anumită perioadă reușim să achiziționăm active cu prețuri reduse, ne aduc câștigurile viitoare mult îmbunătățite. Varianta pentru întrebarea ta aș opta pentru păstrarea deținerilor, pentru că dacă nu ești forțat să vinzi, nu vinde. Și a doua, mergi în continuare cu obișnuința de a economisi. Mai am o întrebare, o curiozitate de fapt. Cam care ar fi randamentul ideal? Știu că în romanele secolului 20 și făcuse o analiză foarte interesantă Piketty, un mare economist, părea a fi de fapt 5% dând la o parte inflația. Cam asta îi dăduse lui, de fapt, realizând o analiză a romanelor secolului 20. Pentru dumneavoastră, care ar fi? Fără inflație. Deci, inflație, practic, plus, să spunem, 5%, sau care ar fi randamentul ideal? Cred că trebuie să fim conștienți că randamentul vine și prin luare de risc. Adică, randamentele diferă în funcție de clasele de active, în ceea ce investim. Cu alte cuvinte, dacă ținem banii la cearceaf, avem un câștig zero și banii ne sunt diluați de inflație. Dacă deja folosim primele nivele de economisire, care sunt depozitele bancare, avem șansa de a abate această inflație sau cel puțin să fim la nivelul ei. De aici în sus, în schimb, trebuie să avem în vedere și riscurile la care ne asumăm intrând în zona de acțiuni sau în zona de obligațiuni sau în orice altceva. Cred că important în primul rând este să gândim în pași. Am securizat plasamentul, ne-am constituit un depozit. Am bătut inflația prin depozit, fonduri de investiții devenit fix și altele. Și evident că putem spune că randamentul bun vine prin fonduri care au expunere pe acțiuni și pe termen lung și să achiziționăm și momentele în care ele fac corecții. Așadar, cred că un investitor bun începe să fie același, o investiție bună, începe din momentul în care reușești să bați inflația și reușești să aduci un câștig mai bun decât orice ai putea face în condiții de siguranță maximă care te poți uita la zona titlurilor de stat. Că spunem acum 5% suplimentar inflației este una. Că avem așteptări de 10-15% este total altceva. Eu nu m-aș duce la drum crezând că sau țintind neapărat să bat un anumit nivel. Important este să plasez activ, să încerc să fac ceva mai mult decât se poate atinge printr-o simplă punere deoparte a banilor. Și în general, prin această obișnuință și hotărâre, determinare de a fi consecvent, eu cred că reușim și acel 5% și 10% în cazuri favorabile pe termen lung, dar fără să avem lucrurile bune, vin fără să ai niște ținte foarte clare. Nu evit, Florin, răspunsul la întrebarea ta, dar oricare dintre noi are așteptări diferite. Ceea ce spuneai în schimb tu, cu 5% peste inflație, deja mi se pare un rezultat extrem de bun și poți să te numești chiar investitor calificat. În încheiere, domnul Aurel Bernat, ce sfat aveți pentru cei care acum, pe care totuși acum i-ați convins să economisească? Cu ce să înceapă? De obicei se spune că diversificarea este cheia, soluția pentru investiții în general. Cred că e foarte bine ca oricare dintre persoanele care economisesc să se simtă confortabile. Confortul vine în primul rând prin depunerea de sume în depozite bancare și în ofertele uzuale ale băncilor. În schimb, dacă tot vorbim și o emisiune despre finanțele noastre ale tuturor,
cu o mică parte din sume, 5%, 10%, 15%, merită să încerce primul nivel de economisire activă, care înseamnă informare minimală și punerea banilor la muncă, între ghilimele, în mod activ, și anume fondurile de investiții. Inevitabil, eu, reprezentând unul dintre administratorii de fonduri de investiții din România, tind să vorbesc mult despre acest subiect, dar chiar cred în el. Nu neapărat o migrare integrală, dar cel puțin primii pași trebuie să făcuți și în zona asta. În primul rând, ne obișnuim cu produsul, cu fondurile de investiții, ne dăm seama cât de simplu funcționează, că le găsim în toate agențiile bancare din țară, ne dăm seama că nu costă, mi-ai pus prima întrebare, trebuie să fii milionar să faci astfel de investiții? Nu, chiar deloc. Îți trebuie doar curiozitatea să încerci și ceva diferit față de ceea ce în mod tradițional ești obișnuit. Deci le-a sugera tuturor să încerce să se diversifice, să nu avem neapărat o frică față de acest necunoscut. Dacă nu vrem să o denumim investiție, nu e nevoie să o denumim investiție, o denumim economisire, putem folosi orice limbaj comun și ușor de înțeles nouă. Și ca în viață, să nu spunem niciodată nu vreunei provocări.